Fermierii din cele mai bogate economii europene protestează cu o ferocitate tot mai mare împotriva politicilor guvernamentale de protecție a mediului, pe motiv că aceste politici nu fac decât să devină din ce în ce mai costisitoare pentru ei. Guvernele europene se confruntă însă cu o problemă tot mai presantă. Toate aceste nemulțumiri și proteste atrag atenția partidelor extremiste și mișcărilor conspiraționiste care instigă la rezistență în masă, răsturnarea guvernului. Despre analiza realizată de jurnaliștii de la The Guardian discutăm cu Antonio Amuza, sociolog aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua, Mihai! Bună dimineața! Așadar, în aceste momente vedem că sunt proteste și la nivel mai mare în toată Europa, de altfel acolo au și început aceste proteste ale fermierilor, însă marele semnal de alarmă este atras în privința liderilor partidelor extremiste și a conspiraționiștilor care se infiltrează în rândul protestatarilor, care ar putea fi rezultatele în opinia dumneavoastră, și vedem că și în țara noastră se întâmplă cam la fel. Păi să le luăm pe rând. În primul rând, dacă vedem și ne analizăm datele sociologice, ne uităm pe barometre, vedem că există un nivel de neîncredere al românilor și, sigur, vedem asta și la nivel european, și o apropiere tot mai mare față de acele organizații, partide, care aleg să comunice cu cetățenii prin mesaje antisistem. Deci, dacă vreți, vorbim despre o frustrare acumulată, care este speculată, inclusiv politic. Dacă ne uităm acum strict în România și la evenimentele de zilele acestea, protestele organizate de către transportatori și agricultori, evident că apar și situații în care politicienii vin să susțină aceste cauze. Din punct de vedere democratic, acțiunile sunt cât se poate de igienice în sensul acesta, pentru că, egal că vorbim despre partide sau lideri politici care doresc să compiște din parte din evenimentele respective, că nu le pot confisca de-a dregul, până una alta nu fac altceva decât să susțină niște cauze care, sigur, le pot asigura și lor tracțiunea în a putea să transmită mai departe și a folosi niște mesaje anti-establishment pe care să le folosească inclusiv electoral. Pe de altă parte, implicarea aceasta a politicului, și vorbim aici în special despre extremiști, nu ar putea diminua impactul protestelor, în sensul că protestatarii ar putea să-și piardă poate din credibilitate? E greu de spus. În primul rând, bun, dacă vorbim despre ce înseamnă implicația extremiștilor, e greu să denumim astfel inclusiv organizațiile de la noi din țară. Evident că sunt câteva abateri de la normă și mai degrabă vorbim de niște mesaje populiste care intră pe contrasensul comunicării oficiale. Doar că vedem mesaje populiste, inclusiv de la nivelul, hai să spunem, establishmentului, inclusiv Marcel Ciolacu și ceilalți lideri de guvernământ au ales acest tip de discurs, tocmai pentru că, așa cum vorbeam mai devreme, este un an electoral. De altă parte, nu vorbim neapărat de un risc de, hai să zicem, escaladare, pentru că în momentul în care protestele sunt autentice, am și văzut acele reacții. Se creează niște anticorpi politici sau vis-a-vis de politica extinsă a acelor partide. Eu cred că, sigur, protestatarii se pot bucura de sprijinul partidelor care vor să se alăture atâta timp cât nu încearcă să le facă ale lor. E că despre asta e vorba. Oamenii sunt cât se poate de în nevoie și nu fac altceva decât să-și transmit acele doleanțe. În momentul în care politicienii se alătură demersului lor și încearcă, de fapt, să schimbe demersul și mesajul transmis, atunci, într-adevăr, devine o problemă. O ultimă întrebare, domnule Amuza, este an electoral, la nivel global am putea spune, și v-aș întreba, în opinia dumneavoastră, cam cât de mult ar avea de câștigat extremiștii în urma acestor mișcări de mase în care de altfel se și amestecă? Cu siguranță vedem deja un trend al succesului, dacă vreți, în rândul tuturor organizațiilor sau politicienilor care aleg un discurs anti-establishment cu mesaje populiste. Am văzut asta în Argentina, am văzut asta în Slovacia, pe lângă noi.
inclusiv la nivel european, da, Italia, la fel, am văzut asta. Este posibil, bineînțeles, și vedem inclusiv în sondajele din țară un trend ascendent al partidelor care aleg să comunice împotriva politicilor, hai să spunem, globaliste europene. Deci este o tendință antiglobalistă la nivel mondial care devine sancționată de către cetățeni. Important este, sigur, ca de fiecare dată să reușim să păstrăm acel echilibru, inclusiv după momentul alegerilor. Iar asta este șansa partidelor de guvernământ în acest moment.